Că acei ioni nemetalici se dizolvă în apă și omoară peștii. Ne-au omorât o mulțime de pești, este un bazin viu, un ecosistem pe care încercăm să-l facem, să arate cât mai natural, iar ei distrug acest lucru. Acești ioni de neferoase sunt extrem, extrem de periculoși pentru pești și îi îmbolnăvesc efectiv. Eu vă garantez, ca și director al complexului muzeal, că vă poartă ghinion. Peștii cu siguranță vor suferi din asta și probabil că vor contribui la ghinionul nostru. Dragi vizitatori, aveți aici un bazin cu pești, vietăți, apă curată, apă filtrată și apă ce provine din puți, oxigenată, într-un mediu foarte frumos, pe care îl poluăm cu niște dorințe deșarte de ale noastre, aruncând monede, crezând că suntem la fontana de Trevi, la vreo fântână care îndeplinește dorințe. Poate dorința noastră este să-i omorâți? Atunci da, s-ar putea să se îndeplinească, fiindcă sunt ioni de metale neferoase care se dizolvă în apă și care îmbolnăvesc, omoară acești pești. Uitați-vă, adâncime de peste 2 metri, ce clar se vede fiecare tip de monedă aruncată pe fundul acestuia. Mare păcat!